Inițiativa i-a aparținut profesoarei Diana și munca cea care le-a propus elevilor săi din clasa a 10-a F de la Colegiul Național Moise Nicoară realizarea acestui proiect. Tinerii au fost receptivi și în 6 luni de zile rezultatul muncilor este volumul Memorie Culturală Locală. E o carte care s-a creat în timp, undeva până la 6 luni în care am lucrat la școală și în cadrul săptămânii altfel. E cuprins aici și seminarul teologic ortodox Arad, printr-o clasă de elevi care a lucrat la ancheta etnologică, clasa 10-a filologie de la Moise Nicoară și îndrumarea directă, sigur, atenția întreagă vis-a-vis de volum și editarea doamnei profesoare Elena Rodica Colta. Volumul însumează 180 de pagini, 120 care reflectă viața culturală și tradițională atât de la țară cât și de la oraș și 40 de pagini cu fotografii vechi chiar de 60-70 de ani, culese de elevi de la bunici, prieteni sau rude din mediul rural. Copiii sunt foarte încântați de ceea ce au realizat, au fost pe teren, au vorbit cu oameni, cartea are 3 părți, două sunt propriu zis de text, care vizează tradiția de la țară, dar și lumea orașului, care are și ea mai nouă configurație extrem de interesantă. Și ultima parte se numește Memoria Fotografiei, în care copiii au strâns de la familiile lor fotografii memorabile, chiar foarte vechi, unele până la 80-90 de ani, cu diferite evenimente importante legate de familie, rituri de trecere, o serie de povești extrem de interesante, chiar din al doilea război mondial. Volumul a fost tipărit în urma unui parteneriat realizat între Colegiul Național Moise Nicoară și Centrul Cultural Județean Arad. Materialele, în mare parte anchete etnologice, povestiri din popor sau relatări ale arădenilor care locuiesc la sate, au fost coordonate de Rodica Colta, profesor etnolog în cadrul Centrului Cultural Județean. A ieșit o carte, zic eu, foarte interesantă, pentru că pe lângă obiceiuri de familie din județul Arad, din diferite localități, dar și așa privind în extensie cum bunici erau din altă parte, deci inclusiv Oltenia, județul Alba, județul Hunedoara, ceea ce înseamnă că practic aceste secvențe de memorie culturală luate din fiecare localitate, puse într-un ansamblu, ne dă o memorie culturală mai mare românească tradițională. Alături de elevii de la Colegiul Național Moise Nicoară, respectiv 11 din clasa a 10-a specializarea filologie, au participat și 4 elevi de la seminarul teologic.